Salut! Sunt Dan Dragomir de la computerblog.ro și vă prezint astăzi două dintre modelele mid-range la Huawei. Un pic mai alunecos. Modelul P10 Lite și modelul P9 Lite ediția 2017, care diferă de P9 Lite de anul trecut. Modelele aduc design foarte bun de la modelele de top Huawei, dar cu niște dotări medii pentru a reduce bugetul și prețul final al telefonului. Ambele sunt foarte accesibile. Modelul P10 Lite e la 1250 de lei, modelul P9 Lite ediția 2017 e pe la 1010 lei. Deci sunt niște telefoane pentru toată lumea. Eu recomand modelele astea, în special când luați telefonul pentru copil sau pentru cei mai în vârstă care nu au acum cerințele cea mai mare performanță și cea mai mare viteză. Telefoanele se descurcă în absolut orice situație. Procesorul este octa-core, nu veți simți nicio mare diferență nici în interfață, nici în principalele aplicații și jocuri, rețele sociale, browsing sau e-mail. Calitatea ecranului este una foarte bună, n-am avut de reproșat nimic, de fapt cred că este același ecran de 5.5 Full HD pe care îl vedem pe majoritatea modelelor Huawei. Diferența principală față de modelele de top stă în camera de pe spate, care este una simplă. Modelele de top de la Huawei au întotdeauna camera dublă care vă permite să realizați diverse fotografii ingenioase. Ca și nivel de autonomie, mie mi se pare unul dintre cele mai bune pe zona de mid-range. Au reușit o combinație bună între Android, interfață și baterie pentru a nu fi nici un telefon foarte greu, dar nici un telefon la care se termine bateria în 6 ore, cum sunt unele branduri chiar și premium. Așa, P10 Lite are o cameră de 12 megapixeli pe spate și nu are acel modul dual de la Huawei P10 sau de la modelul P9 de anul trecut. În schimb, camera foto este una de calitate foarte bună. Am făcut câteva fotografii și a ieșit excelent. La fel cum vă spuneam, ecranul este de o calitate foarte bună, deci puteți vedea orice detaliu pe el, chiar dacă este doar Full HD. În testele de performanță am încercat să văd cam pe unde s-ar poziționa P10 Lite. Este la jumătatea clasamentului, deci fix unde este nivelul de preț, acolo este și nivelul lui de performanță. Nu concurează cu modele de top, dar nu este nici printre cele mai slabe. Experiența de utilizare e foarte bună, nu are lag, nu s-a blocat niciodată, nu s-a repornit și nici nu s-a încins pe căldura asta în vreun fel. Am rulat pe el vreo 6 teste de performanță, nu am reușit să-l blochez sau să aibă probleme. În general, Android-ul mai are pe anumite device-uri probleme de se închide și cu asta basta. Procesorul P10 Lite este HiSilicon Kirin 658, o versiune actualizată, care are 4 nuclee Cortex-A53 la 1700 de MHz și 4 nuclee la 2300 de MHz pentru a suporta task-urile mai puternice. De asta spun că în Antutu, de exemplu, a ieșit pe la 60.000 de puncte, care înseamnă undeva la jumătate comparat cu modelele de top, care de fapt ajung la 180.000 cele mai puternice telefoane. Plec și pugile de anul trecut pe la 100.000 de puncte și ăsta ajunge pe la 60.000. În testul de autonomie a reușit să ruleze 9 ore cu ecranul deschis. Deci un om obișnuit care nu ține ecranul deschis tot timpul va putea să-l folosească pe puțin 16-17 ore fără nicio problemă. Ce mi-a mai plăcut la el? Mi-a plăcut designul, care este clar inspirat de P10, dar îmi place față de P10, care are senzorul de amprentă pe spate. P10 l-au mutat frontal și deblocarea se face, după părerea mea, mai dificil pe partea din față. Cel de pe spate e mult mai rapid și imediat ai deblocat ecranul. Îmi place că nu au mai elaborat interfața și au lăsat-o cât mai simplu și ai toate opțiunile la îndemână. E drept că dacă ai un telefon cu interfață prea încărcată, poți să schimbi launcherul. Acum există milioane de versiuni de launchere în Google Play și ai rezolvat și problema asta. Din câte știu, Nova launcher e
cel mai popular, practic el imită Android-ul curat și de aceea e preferat de foarte multă lume. Bun, acum comparat cu P9 Lite 2017, diferențele nu sunt extraordinare. Ambele telefoane păstrează aceeași linie de design, sunt aproximativ la fel de subțiri și au mici diferențe pe spate în branding sau în senzor. Camerele sunt la fel. P9, modelul pe negru, este un pic mai alunecos. Este un P9 Lite este din plastic și se simte imediat că e modelul mai ieftin. P10 Lite are un design mult mai plăcut, acoperit cu sticlă, dacă nu mă înșel, și se vede că este un model mai premium. Ca nivel de performanță și dotare hardware, ele sunt aproximativ egale, au același gen de procesor, aceeași memorie, aceeași stocare internă. P9 Lite 2017 folosește procesorul High Silicon Kirin 655, o versiune anterioară a celui menționat la P10 Lite. Are 4 nuclee la 1700 de MHz care sunt identice și 4 nuclee sunt la 2100 de MHz pentru task-urile mai... În rest sunt același gen de procesor. Ecranul este identic, camera foto identică, Android 7.0 din fabrică pe ambele modele. Acum, ce model să aleg, P10 Lite sau P9 Lite ediția 2017, e foarte greu de spus și depinde de bugetul fiecăruia. Dacă vă plac telefoanele cu design, eu zic că P10 Lite este câștigătorul de la distanță. Îmi place mult mai mult cum arată. Îmi place faptul că nu este atât de alunecos și nu are senzația asta de plastic ieftin pe care o lasă P9. P9 Lite e câștigătorul pentru cei care nu dispun de un buget mare, își doresc un telefon bun, performant, dar să mai și economisească 200 de lei. Și atunci câștigătorul e P9 Lite. Cam atâta.